Lucreția, dragi copii, nepoți, rudenii, în seara aceasta noi toți am venit să fim alături de dumneavoastră și să ne manifestăm respectul, compasiunea, admirația, atașamentul, pentru că felul în care a trăit soțul, tatăl, bunicul dumneavoastră a așezat în inima noastră respect față de întreaga familie extinsă. A fost un om prietenos, iubitor de oameni, harnic, responsabil, a fost un om bun. De aceea copiii mergeau la dumnealui, pentru că avea ceva de oferit. E adevărat că bomboane putem să oferim toți, dar în spatele bomboanelor există o tendință, o pornire, un gând, un proiect. Acesta este prețios, nu bomboana. Bomboana e doar dulce. Aș vrea să citesc și eu un pasaj în seara aceasta și să spun un scurt mesaj și o să vă rog în numele Domnului să vă ridicați. O să citesc din ultimul capitol al cărții Geneza, capitolul 50, despre îngroparea lui Iacob. Geneza 50, versetul 1. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur zicând: iată, în curând eu am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea, dar, să mă sui acolo ca să îngrop pe tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său. N-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai erau ca și călăreți, așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de 7 zile. Locuitorii țării cananiți au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: iată un mare bocet printre egipteni. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Personal am avut o relație strânsă cu fratele Nelu. Am simțit că ține la mine și ori de câte ori ne-am întâlnit, l-am vizitat sau pur și simplu am vorbit unii cu alții mai scurt sau mai lung, întotdeauna m-am îmbărbătat. A fost un om înțelept și milos. A fost un om care încerca să empatizeze cu cine se întâlnea. Dacă se întâlnea cu un copil, se cobora la mintea unui copil. Dacă se întâlnea cu un păstor, încerca să intre în experiența lui și să-i spună cuvinte de îmbărbătare. În seara aceasta, la priveghiul dânsului, m-am gândit să vorbesc despre jalea pentru cei care mor și bucuria pentru cei care sărbătoresc. Dacă citim cartea Domnului, cele 66 de cărți, vom întâlni foarte multe mormântări. Și absolut la fiecare, Biblia vorbește despre întristare. Nu este întristarea oamenilor din țară sau din oraș, e întristarea oamenilor din casă. Întristarea este un sentiment normal atunci când pierzi pe cineva care ori ți-a dat viață,
Ori ți-a fost soț, soție, poate chiar un copil, sau a fost cineva apropiat de tine. Există o durere. Durerea se exprimă prin plâns. E adevărat că uneori se întâmplă să lăcrimăm și de bucurie, dar este o lacrimă lipsită de amărăciune. E doar lacrima. Însă Biblia vorbește despre jale atunci când petreci pe cineva pe care Dumnezeu ți-l ia și îl duce la el. Cine se bucură că i-a murit tatăl, mama, soția, soțul sau cineva drag? Nimeni. Înmormântarea niciodată nu e un moment de bucurie. Este adevărat, noi știm că merge într-un loc unde este bine. Noi știm asta. Noi avem speranța că nu merge într-un loc rău, vorbesc despre oamenii mântuiți, dar asta nu anulează sentimentele noastre, legătura noastră de o viață. Și atunci ne exprimăm durerea și durerea se exprimă plângând. De aceea s-a cultivat o tradiție să te îmbraci în negru la mormântare. Nu-i păcat dacă nu te îmbraci în negru, dar negru vorbește despre starea din interior. Vorbește despre starea spiritului tău, despre atmosfera sufletului tău. Ți-ai pierdut mama care te-a ținut în pântece, în brațe. Ți-ai pierdut tatăl care și-a dedicat cel puțin 20 de ani să te crească. A muncit pentru tine. S-a rupt cu plecarea lor ceva din viața ta. Nu-ți propui să plângi, dar nu poți să faci asta. Plânsul acela nu vorbește despre disperare, ci doar despre prezența durerii. Vorbește nu despre disperare, nu plângem pentru că cel care a murit, nu suntem siguri dacă e mântuit sau nu, nici vorbă. Plângem doar pentru că ne-a fost luat și noi oamenii ne exprimăm durerea prin plâns. Așa e normal. Hristos a fost la o nuntă și s-a bucurat. Știți Ioan capitolul 2, Cana din Galileea. Dar Iisus a fost la o mormântare. Știți ce a făcut? A plâns. Noi avem un reper pentru viața spirituală și reperul acesta este Biblia. Vremurile se schimbă. Ideologiile provoacă schimbări radicale. Oamenii se comportă într-o generație diferit de alte generații. Se miră bunicii de ei și nepoții de bunici, pentru că au mentalități diferite, dar cartea, reperul, vorbește despre jale. Mi-a murit mama, mi-a murit tatăl. V-am văzut pe câțiva dintre dumneavoastră și nu vă pronunț numele, pentru că nu vreau să vă amplific durerea. Am văzut-o pe Alice, spre exemplu. A stat înlăcrimată, pentru că moartea fratelui Nelu, prezența la sicriu ăsta aici, i-a adus ei aminte de un alt sicriu, în care a fost trupul cuiva special. Cine poate să-i spună nu mai plânge? E normal să plângă? Da. Așa a creat Dumnezeu structura omului, să refuleze durerea prin lacrimi. Vă întreb, nu este așa că pentru dumneavoastră, din partea noastră este o dovadă de respect pentru că ne-am îmbrăcat în negru să solidarizăm cu dumneavoastră? Nu este așa că pentru dumneavoastră este o dovadă de respect din partea noastră pentru că avem o prezență de tăcere, de liniște, cu minte, pentru că așa este specific la mormântare. Sufletul este rănit, duhul este lovit, întristarea cuprinde. Ea nu elimină speranța învierii și nici a revederii. Lacrimile nu vorbesc despre disperare, despre nesiguranța mântuirii și despre faptul că nu ne vom mai revedea în cer. Nu! Vorbesc despre faptul că s-a frânt, s-a rupt, există o despărțire. Am citit intenționat pasajul acesta. 70 de zile a fost jale
în Egipt pentru Iacov. Iosif i-a luat trupul neînsuflețit, care a fost îmbălsămat, după cum am citit, foarte multe zile, o lună și jumătate, și l-a dus în locul unde și-a dorit el să moară. Și acolo 7 zile și-a plâns tatăl. Iosif nu a crezut că tatăl lui se duce la Dumnezeu, ba da, 7 zile de plâns, da. De ce 7? Pentru că atâta timp i-a trebuit să-și verse durerea despărțirii de tatăl lui, care a fost special pentru el. Cât este de normal să jelim la mormântare și să plângem cu cei ce plâng? Biblia are o poruncă specială pentru astfel de ocazii și au spus: plângeți cu cei ce plâng, solidarizați cu cei ce plâng, înțelegeți-le durerea, lăsați-i, faceți liniște, fiți cu minți. Ei astăzi sunt în durerea despărțirii. E prezentă speranța revederii, dar nu anulează durerea despărțirii. E prezentă siguranța că este în cer. Sora Lucreția, sufletul dumneavoastră e plin de speranță. Numai trupul mai este aici. Fratele Nelu e acolo deja. Dragi copii, stimată familie îndoliată, doliu întotdeauna este asociat cu jalea, cu lacrimile, pentru că a plecat cineva drag. Cum nu l-am ține dacă am putea? Ce și-ar dori sora Lucreția mai mult? Ce și-ar dori mai mult decât să îl aibă încă? 72 de ani, nu-i mult, cu respect, nu-i mult, dar este cât este. Nu depinde de noi nici să adăugăm, nici să luăm. Hristos a spus: plângeți cu cei ce plâng. Toate versetele din Scriptură sunt importante, toate ne transmit un mesaj, toate ne învață ce să facem în anumite situații ale vieții. Noi suntem alături de dumneavoastră, stimată familie, și înțelegem mesajul lacrimilor dumneavoastră. Știm că nu este disperare. Știm că nu este frica sau nesiguranța că fratele Nelu nu merge acasă. Dimpotrivă, noi toți știm că a fost un om mântuit. Felul în care a trăit a fost dovada vizibilă la mântuirea invizibilă din sufletul dumnealui. Dar despărțirea, mi-aduc aminte când am plecat din România și la invitația Bisericii Betania ne-am mutat aici. Am plâns după oameni și oamenii după noi, dar nu murisem. Au trecut 21 de ani și încă trăim. Dar am plâns de dor că acolo am stat aproape o jumătate bună de viață, mai mult, și ne-am despărțit. Despărțirea aceea a produs lacrimi. De ce? Orice despărțire se manifestă prin jale, prin lacrimi. Sufletul este răvășit, are nevoie de un timp să se regăsească și Dumnezeu a precizat: plângeți cu cei ce plâng. Plângeți cu cei ce plâng. Nu le tulburați durerea. Lăsați-i să treacă prin această durere. Este durerea lor. Este timpul lor. Acum e timpul durerii. Cât e de normală durerea la mormântare, atât este de normală bucuria la nuntă. Și cât de normală este bucuria la nuntă, atât de normală este durerea la mormântare. Biblia spune: decât să te duci într-o casă de bucurie, mai bine te duci într-o casă de jale, pentru că în casa de jale înveți ceva ce îți modifică comportamentul, ce îți descoperă fragilitatea și ce îți conștientizează vulnerabilitatea. Folosește momentul casei de jale și gândește-te la propria moarte. Întreabă-te dacă până atunci vei avea timp să devii ceea ce așteaptă Dumnezeu să devii, dacă vei avea timp să faci agenda pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu când te-ai născut din nou și ți-a trasat o misiune și ți-a spus: mergeți,
Mergeți. Moartea este sfârșitul vieții biologice, dar nu sfârșitul vieții eterne, ci e începutul acesteia. Nu plângem pentru că nu avem siguranța că morții noștri nu merg la Domnul. Nu, nici vorbă, nici nu ne trece prin cap asta. Nu plângem pentru că suntem dezechilibrați emoțional. Plângem pentru că în Biblie, ori de câte ori cineva a murit, atmosfera a fost de jale și de plâns. Plângem pentru că Iisus Hristos și-a făcut timp să ne ofere o poruncă care ne ajută să intrăm în contextul durerii și ne-a spus, când întâlniți pe cineva care plânge, care e rănit și în durerea de despărțire, asociați-vă cu el, solidarizați cu el și plângeți cu el, bucurați-vă cu cei ce se bucură, dar plângeți cu cei ce plâng. Permiteți-mi să vă pun o întrebare, dar dacă facem invers, cum sună? Nu-i nevoie de explicație. Oamenii lui Dumnezeu, cananiții s-au mirat și în mintea lor or fi zis, ferice de Iacov, ce băiat a avut, mă. Ferice de Iacov, ce băiat a avut, 7 zile l-a plâns. Mi-ar place și mie să am un astfel de copil să-și manifeste respectul față de mine, plângând. Am mers și eu la tot felul de mormântări și în mintea mea am zis următorul lucru. Dacă eu voi trăi când va muri soția mea, lucru care nu cred că se va întâmpla de obicei, cam bărbații pleacă primii, Biblia vorbesc de văduve, nu de văduvi. Dar dacă totuși se va întâmpla eu să supraviețuiesc, dumneavoastră toți care veți fi acolo alături de mine, mi-ar place să-mi înțelegeți durerea. Acum sunt 41 de ani, am făcut astăzi, de când suntem împreună. Nu știu cât vor mai trece, dar creez scenariul ăsta. Tovarășii mei de slujbă, cum aș putea să-l văd pe David, cu care am și pe fratele Viorel, cu care am împărțit și bucuriile și necazurile slujirii, că nu plânge împreună cu mine. În felul ăsta să simt dragostea lui, că mi-înțelege starea. Mă despart de cineva care a fost ca un suport pentru mine. E loc de altceva decât de plâns? Semnul meu de respect pentru morții mei este să-i jelesc. Dar jalea mea nu înseamnă disperare, nici nesiguranță, nici dezechilibru emoțional, ci înseamnă normalitate. Cât de normală este bucuria și sărbătoarea la o nuntă, atât de normală este jalea și plânsul la o înmormântare. Hristos a plâns la o înmormântare și El a recomandat, când întâlniți oameni care plâng, faceți-le durerea mai mică. Alipiți-vă de contextul în care se află, de starea prin care trec și plângeți împreună cu ei. Vor aprecia că îi înțelegeți și atunci vor simți că durerea lor este mai mică, pentru că sunt înconjurați de oameni care le înțeleg și le respectă momentele de durere, când e așa de proaspăt, e chiar acolo trupul neînsuflețit. Mă rog lui Dumnezeu să cultive în inima noastră respect pentru atitudinea pe care o avem față de familia care stă în fața sicriului. Eu sunt sigur că surorii Lucreția, surorii Claudia, băieților, unul prezent, altul este în România, din câte știu, le trec prin minte cu o viteză uluitoare amintirii cu soțul și cu tati. Evenimentele mari, nunțile, botezul, dar și durerile, încercările, toate le trec prin minte, pentru că jalea se exprimă în felul ăsta. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o atitudine de respect față de morții noștri,
să le cinstim pomenirea celor care ne-au crescut, celor care ne-au purtat în brațe și ne-au făcut oameni, și de asemenea să respectăm durerea oamenilor care se despart de morții lor înlăcrimați, îndoliați și îndurerați. Aș vrea să încheiem, pentru că timpul a expirat și orice am mai spune e suficient deja ce s-a spus, și să încheiem cu rugăciune, să stăm în fața Domnului, să ne rugăm și în felul ăsta să încredințăm familia, pe sora Lucreția, pe copii, familia extinsă, pe cei care sunt în alte țări, rudenii de ale dumneavoastră, dar online văd serviciul acesta de priveghi din seara asta, și o să vă cer în numele Domnului să vă ridicați, și pastorul Petru Gladovan îl invit să se roage cu voce tare.